Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Leu, etalare pentru aproximativ luna aprilie 2022. Haideți să vedem. În timp ce am amestecat setul acesta de cărți, a venit mai întâi asul de monede. Ar fi un început, un proiect, un dar de bani, o bijuterie, că pentru lei, ce poate fi mai frumos, superb. Nu știu, un ceas vechi, o brățară. Un talisman, am zis. Sau un început. Un început într-o formă sau altă, un potențial. Patru de cupe, apoi a apărut și cavalerul de spade. Probabil că în momentul în care încercați, sunteți supărați, poate, ori voi, ori cineva e supărat pe voi că încercați să începeți ceva nou. Unii poate mergeți înspre o nouă casă, înspre o nouă grădină, înspre un nou spațiu. Dar există o persoană supărată, că sunteți voi, că e altă persoană. Voi știți ce e în interiorul vostru, dar există o persoană supărată. Da. Am senzația că e o supărare, că s-a pierdut un potențial. O oportunitate. Și apare cavalerul de spade, o persoană impulsivă, din punct de vedere verbal, care vrea să spună ceva. La capătul setului de cărți este soarele, dar este și energie toxică, diavolul. Ar trebui să se spună niște scuze, dar în loc să se spună scuzele, cred că pentru unii se va manifesta ego-ul, varianta negativă a ego-ului. Eu știu. Pentru cine citesc, acum este la Zodia Leului. Soarele nu înseamnă musai Zodia Leului. Soarele înseamnă și fericire, înseamnă și ego, înseamnă multe și mândrie. Alături de diavol e ceva în neregulă acolo. Dar poate să fie o trezire soarele în legătură cu o relație karmică, cu o relație adictivă, în legătură cu o toxicitate, cu o dependență. Cineva își dă seama, stai mă, că de fapt, de fapt, eu nu trăiesc, cine știe ce, nici marele joc, nici marea dragoste, da? Eu, de fapt, sunt... uite, interesant, vorbeam de codependență și a venit libertatea, dar invers. Vedeți, totuși, tarotul nu minte. La capătul setului de cărți, stabilitate, pluscuța de mare, dar este numărul 8. Și este și responsabilitate, să zic, și țapul. Dar aici este numărul 19. 19 care adesea este numărul asociat soarelui, da? 9 și cu 10, adică 1. Dar unii și-au pierdut încrederea, pentru că aici este o atmosferă de gheață. Unii și-au pierdut încrederea din cauza unor minciuni. Dar minciunile astea vin dinspre ancestori? Nu? Dinspre ancestori se... De fapt, nu e minciună. Este altceva. Tendința cuiva de a se păcăli, de a juca diferite strategii, o tendință pe care a preluat. E un caracter preluat de la părinți bunici. Și a trebuit să învețe un pic mai mult despre lucrurile astea. Pentru că eu așa văd. Da, aveți nevoie de stabilitate. Toată lumea are nevoie de oarecare stabilitate. De oameni care sunt acolo când avem nevoie. Dar e o atmosferă de gheață aici. E o atmosferă de gheață. Prea multe strategii. Cu alte cuvinte, emoțiile au înghețat în atâtea strategii mentale și probabil că cineva se trezește. Și vrea să-și găsească stabilitatea în altă parte, asul de monede. Și celălalt rămâne blocat. Interesant, repet, că a venit calul, dar invers. Libertatea invers. Ce are mă de se vede așa?
E o problemă. Ori voi nu vă puteți elibera de cineva, ați rămas cu gândul acolo, ori voi nu puteți să plecați într-un loc, pentru că v-ați obișnuit cu celălalt loc, ați vrea, știți că trebuie, știți că trebuie să se întâmple, să se manifeste transformarea. Dar ceva acolo, repet, nu e musai minciună, este un autosabotaj. Rămâne de văzut și alte cărți. Par vorbeam de una de alta și apare împăratul, care reprezintă stabilitate. Dar reprezintă și o energie masculină stabilă, înconjurată de conflicte sau între energia aceasta masculină divină, stabilă și o energie feminină independentă, sigură pe ea, independentă, aici nu este de independență, există conflicte. Pentru cine citesc, voi știți. Hai să vedem. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Leu. Inclusiv progresiv. Măi, dar nu știu de ce se vede așa. Nu știu. Ba, nu știu de ce se vede așa. Asta e. Aici, apropo, probabil că ceva nu vedeți clar. De două ori, de trei ori, aprilie. Sau cineva nu vede clar. 10 de monede, 9 de bâte, 5 de bâte. Familie. Căsătorie sau familia din care veniți, ancestorii, apropo, moștenirile, genealogia. Aici este un blocaj și conflicte și discuții acasă. Eu aș spune așa, dacă sunt discuții acasă, blocați-le. Dar ar putea să fie că cineva să blocheze niște chestiuni care țin de material, de bani, de moșteniri, cineva să le blocheze și să apară discuțiile. Vedem. Vine un mesaj. Mai vin. Valetul de bâte în prezent, 8 de spade și 2 de bâte. Valetul de bâte. În acest context despre care am zis, despre care am vorbit, cineva se simte blocat. Încarcerat aproape, încarcerat, sufocat, legat. Simte că n-are libertate. Nu știu de ce se vede așa bruiat. Ceva se întâmplă în acest context. Cineva, gaslighting, cineva are de-a face cu un narcisist acolo, care proiectează. Asta face, uite, ia uite, gaslighting. Aruncă proiecții. Poate. Mai face și altceva pentru unii. Dar nu toată lumea face. Este suficient să ai de-a face cu un narcisist. Este suficient. Nu mai ai nevoie nici de farmece, nici de blesteme, nici de nimic. E efectiv al treilea război mondial. Da. Deci, cineva se simte acolo blocat. Dar ideea este că, deși se simte blocat, își dorește valetul și doi de bâte. Undeva, într-un mod, mai puțin evident. Uitați-vă cum se uită în jos așa. Ia uitați cum se uită. Ia. Dacă poate de aproape se vede, nu? Într-un mod mai puțin evident pentru unii, cineva de acasă vrea să aleagă un nou drum. Ce are, bre? Așa. Vrea să aleagă un nou drum. Să-și facă planuri de viitor. Vrea să plece. Poate ia asul acela de monede pe care l-am văzut mai devreme. Vrea să plece. Să se elibereze. Da? Din această situație.
9 de cupe. Împăratul. Și 7 de băte. Da, vrea să-și găsească dragostea. Asta mi-aduce aminte de un cântăreț, de un actor. Vrea să-și găsească dragostea față de el, de ea, respectul față de el, de ea, împlinirea tuturor dorințelor, un nou proiect care să satisfacă, să o satisfacă. Dar nu e vorba de satisfacție financiară, cât de satisfacție sufletească, că faci un hobby, faci un lucru cu pasiune și îți umpli sufletul. Și uite, așa te bucuri și începi și radiezi. Mamă, ce are mai, doamne? Nu, nu merge așa. Da? Și e conștient, conștientă că odată căpătată această stare și o va căpăta într-un viitor, își va găsi și stabilitatea. Va fi pe picioarele sale. Dar pentru asta trebuie să pună granițe personale, da? 7 de bâte. Să blocheze pe cei care i-a blocat. Regina de bâte. Asul de spade. Regina de spade. Nu, ce de bărbați, ce de femei. Doi bărbați. Regina de spade. Dacă e vorba de o femeie. Înțelege. Sunt două femei și doi bărbați, de fapt. Ups. Înțelege ceva. Are parte de o revelație, de o trezire. Interesant, acest împărat îmi sugerează faptul că exact sub 9 de monede și 8 de spade, exact persoana care controlează acasă, nu e obligatoriu să fie bărbat. Poate să fie femeie în energia sa masculină și distorsionată. O persoană geloasă, posesivă, agresivă, da? Cu dorința de dominare. Lucruri care fără supărare se pot întâmpla. Și se pot manifesta la zodia leului, da? Că nu degeaba e leu. Cum poate să fie alt semn de foc? Poate să fie orice alt semn. Și am zis, poate să fie și femeie. Și cine vrea să plece de acolo, să-și găsească satisfacție. Nu am nevoie de atâția bani, am nevoie să-mi simt sufletul cântând de bucurie. Da? E același personaj. Știe că trebuie să se lupte cu aceste personaje. Sau cu acest personaj. Am trecut la alt mesaj. Păstrăm și pe acela cu stabilitate, dar am trecut la alt mesaj. Cine e zodia leului? Cine e altă zodie? Vă știți. Și trebuie să-și pună granițe personale ca să-și descopere și să-și manifeste independența. Că asta e regina de bâte. Independentă. Sălbatică. Da? Liberă. Interesant că aici e un cal. Și calul a venit invers. Aici este. Știți? Nu vorbim doar de... Deși vorbim de libertate, nu de libertinaj. E o mare diferență. Da. Cine vrea să-și găsească libertatea, știe că trebuie să blocheze, să se lupte, să pună granițe personale în calea celor care au încercat să controleze. Dar e interesant cum e evoluția. E foarte interesant, da? Aici este valetul de bâte în prezentul. O leacă timid, ar vrea. Pe urmă apare 2 de bâte. Ia că mă duc eu afară, stau la fereastră, pe terasă, în curte,
În parc și mă gândesc ce fac. Mai rămân aici? Pentru ce? Pentru bani? Pentru stabilitate? Pentru, ia uite, pentru de ce, de ce trebuie să fiu eu stâlpul familiei sau să fiu de ajutor? Poate nu neapărat stâlpul familiei. De ce să fiu de ajutor acestor oameni și să îngheț potențialul, emoțiile, când pot să mă bucur de soare, de căldură, de emoții adevărate? De bucurie, uite ce lume frumoasă. Da? Și asta e. Mai, calul va sări gardul. Că tot se pricepe la așa ceva. Ia uite, apropo de cal, da? Cineva își dorește libertate. Pentru că e născut pentru libertate. Și toți suntem născuți pentru libertate. Hai, pardon, toți. Însă, unii au accese de dominatori. Deci, cine se hotărăște, se va hotărâ cât de curând, în prezent. Alege. Și alege ce trebuie. Se alege pe el, pe ea. Ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul lor, pe care trebuie să-l apere. Independența trebuie apărată. Trebuie asumată, evident. Și uite așa, odată treziți, trezite, aer, foc, mi-e indiferent. Da? Poate să fie o separare între un semn de aer, semn de foc, posibil, posibil, dar eu vorbesc la modul conceptual. Cine se hotărăște că vrea independență, se transformă nu doar dintr-o persoană care pune granițe personale, într-o persoană eventual glacială, rece, distantă cu cei. Da? Interesant. 8 de spade devine regina de spade. Interesant. Că e 8, 9 și 10. 10. Care înseamnă încheiere de ciclu. Roata norocului. Schimbare de direcție. Uite o rotiță. Cineva își schimbă gândirea. Mi-e indiferent pentru cine vorbesc. Semn de foc, semn de aer, semn de pământ, semn de apă. Mi-e indiferent. Eu acum spun o poveste, așa o văd, așa mi se arată. Vă găsiți prezența. Vedeți voi cu ce personaj semănați. Și devine foarte precaut. Precaută. În felul în care acționează. Pentru că ce face? Șapte. Deci cu această pasiune, cu acest adevăr și cu această nouă rațiune și acest nou mental, pentru că în prezent apare transformare. Opt înseamnă transformare. Transformare mentală. Își dă seama personajul. Stai, de fapt eu. Eu nu sunt legată? Sunt cuvintele, sunt agresiunile care s-au întâmplat. Nu, e doar o impresie. Da? Și își dă seama că totul este o iluzie optică, apropo de bruiajul ăsta ce se întâmplă. Da. Și devine foarte precaut și cu răbdare investește eventual într-un nou parteneriat, regele și regina de băte, probabil, care aduce stabilitate, dar trecând peste parteneriat, investește în, sau mai bine zis, am zis, e un proiect acum. E valetul de bute. Poate să fie proiect. Da? Investește în ceva nou care va aduce succes, regele de bute. Și va atrage atenția. Și va aduce și stabilitate. Acum, că sunt două femei care merg către doi bărbați diferiți, posibil. E aceeași femeie care se transformă și merge către un bărbat care reprezintă și pasiune și stabilitate, iar. Dar nu control. Iar, voi știți, ceva, ceva este. Ia uite, interesant, asul de monede. Șapte de cupe. Deocamdată e în stare de visare. E doar o opțiune, dar dacă vă mobilizați, 8 de băte, dacă comunicați, dacă intrați în acțiune, se poate manifesta. Încă e nemanifestat. Ia uite, un suflet pereche.
Doi de cupe. Cineva visează la sufletul său pereche pentru că s-a săturat. Ia uite, doi de cupe și patru de bâte. Am mai venit la o etalare, tot așa unul lângă altul. Cred că la zodia racului. Parcă. Da? Și uitați ce bruiaj, o să văd ce se întâmplă. Hai să clarificăm. Deja am vorbit 20 de minute. Clarificăm 9 de bâte. Deci, interesant, stabilitatea e pe această broscuță, dar e în mișcare. Aici, așa zisa stabilitate, a înghețat într-o singură poziție, a amorțit, a amorțit picioarele și a încărunțit, a ridat, da? Aici este. Ești stabil, dar ești stabil în schimbare, că 8 înseamnă moarte și renaștere. Și acum iar 8 înseamnă și banii. Dar ce faci? Renunți la bani ca să-ți găsești libertatea, să renaști. Clarificăm 9 de bâte. Cinci de cupe invers și spânzuratul invers. Aici este. Cine se simte acolo blocat, înconjurat de conflicte, pentru așa zisa stabilitate sau pentru că așa vrea familia, că e mai bine, că așa, decide. Doi de spade. Luna. Se conectează la intuiție. Că vrea să se detașeze. Șase de spade. Adică e o decizie care s-a manifestat în trecut. Și interesant că în aceste de cărți, doi de spade nu este cu spadele blocate, blocând inima, e cu spadele de o parte și de alta, cu inima deschisă. Acest suflet își păstrează sau și-a păstrat sufletul deschis și se conectează la intuiția sa. Luna. Probabil ia cineva cu marcaj în semn de apă, să zic. Și aici este trezirea. Asul de spade și 8 de spade și spânzuratul, care până acum se simțea legat, nu se mai simte legat. Se eliberează de această decepție, de această suferință. Nu mai vreau. Îmi dau seama că mă blochez singur sau singură. 5 de bâte. Și faptul că a venit spânzuratul invers arată că după o perioadă de mari sacrificii, da? În care a stat pe loc acest personaj, a suferit, da? 5 de cupe. Și a pierdut multe ocazii. 5 de cupe merge către 4, da? Pierderea unor refuzuri, da? A pierdut multe ocazii. Acum are o nouă perspectivă, e soarele acum, sus. O viziune, poate vise, viziuni. Sau înțelegerea despre care spun. Dar aici e o înțelegere intuitivă. În viitor apare una rațională. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe merge. Merge. Posibil prezența cuiva în această poveste, o prezență dulce și plăcută, creează conflicte. Posibil și asta. Dar trecând peste această posibilitate, cine vrea să plece, vrea să plece într-o zonă în care se simte, nu știu, hrănit. Pentru că e o cupă. Hrănit. Emoțional. Da? Către 9 de cupe. E o hotărâre care s-a întâmplat undeva în trecut. Asul de cupe! Da! Asul de cupe! Cine vrea să-și găsească o nouă cale, muncește. Muncește pentru stabilitatea sa, muncește pentru această vindecare. În primul rând e vorba de vindecare, până la dragoste. Să vorbim de vindecare. Da? Că nu te poți duce înspre dragostea vieții tale cu sufletul gol. Nu. Trebuie să înveți să te vindeci singur. În fine. Acum, valetul de bâte în prezent. Patru de monede. Da.
Că sunteți voi, că altă persoană nu știu. Dar acest valet de pâte, dorința de independență, așa, firavă, care crește. Valet 2, am zis 7, regina, rege, da? A cuiva, a voastră sau altei persoane, trebuie susținută și de o atitudine principială și am zis precaută. Precaută din punct de vedere financiar. Dacă vreți să... Da. Vedem o carte. Să manifesta... Dar se va manifesta succesul, reușita. Clarificăm 4 de monede pe valetul de bătem. Extraordinar, asul de cupe. Am zis, cineva ține să-și regăsească cheful de viață, originalitatea, autenticitatea, dragostea. Până la dragoste, până la o nouă dragoste, deși posibil putește în aer, în primul și în primul rând cineva știe. Și am senzația că e persoana aceasta blocată. Știe. Că trebuie să se vindece, că trebuie să fie... Dar e un pic rușinos, rușinoasă. Pentru că s-a obișnuit să fie aici, legat. Ia uitați. Parcă e rușine că simte, parcă e rușine că vrea să fie liber, liberă. Nu simte mie, uitați ce fățuc are. Mai se vede? Adică... Vedeți? Parcă e rușine. Cu 4 de monede, probabil că nici nu știe să-și deschidă nici sufletul, nici să spună ce vrea, dar așa e la început. Stai. Regele de cupe. Are multă, multă dragoste în sinea sa. Dar e această căsătorie sau familie? Dacă nu e căsătorie, familie, care stă în spatele și trebuie vindecate. Ia uite, justiția. 10 de spade, contractul, nedreptatea. Repet, nu e un obligatoriu să fie căsătorie. Dragii mei, poate să fie, ia uite ce pare, steaua, vindecare. Face parte din destinul omului să-și găsească libertatea. Poate să fie nedreptăți mari legate de moștenire și într-o familie, da? În fine. 8 de spade. 8 de spade. 8 de spade în prezent. Luna și 3 de cupe. Da, pentru unii plutește în aer o dragoste. A cuia voastră, pentru cineva sau cuiva din preajma voastră, familie sau ce-o fi în familia aia, care vrea să iubească, vrea să se elibereze de aceste constrângeri, discuții, conflicte. Dar este și un soi de frică, i-am zis, e o frică de bucurie, sentimentul de vinovăție, vai, dar cum aș putea eu să fiu fericit când ceilalți sunt, știți cum e? E un sentiment de vinovăție, eventual. Că își dorește să iubească, că își dorește să fie liber, liberă, că își dorește să se bucure de prieteni și nu să stea în conflicte. Ia uite, un sentiment de abandon la bază. Ia uite, cavalerul de spade și împărăteasa, probabil din cauza unor discuții și moartea, wow, posibil și mama sau energie feminină, eu așa simt, o energie feminină care vorbește mai agresiv. În fine, 2 de bute. Noi de bute în prezent pentru lei. Soarele, mă vedem să așa de bute. 3 de bute, 2 de bute, 3 de bute. Acest personaj va pleca. Că sunteți voi care vă pregătiți de plecare. 3 de bute a venit pe orizontal. Se pregătește de plecare. Încă trebuie să lucreze cu speranța, cu credința, cu viziunea pe care vrea să o... Da, uite, cu capacitatea sa de a manifesta ce? Soarele, fericirea. Balanța asta e, în aparență, e echilibrată, dar toată lumea e cu ochii pe ea. Toată lumea, uitați.
Și soția, și copiii, toată lumea cu ochii pe această balanță. În aparență e echilibrată. Dar, ciudat, ciudat, șase de monede. Dă bani în casă. Dar cine aici care pare echilibrat? Vrea să manifeste fericirea, nu doar echilibru. Pentru că, așa cum văd eu, balanța asta e în umbră. E interesant. Păi, în umbră comparăm cu soarele, da? Și nu doar atât. Și toată lumea se uită... Ce cum vine mesajul? Toată lumea se uită la banii pe care îi dă în casă. Da? Vedeți cum e? Lumină exact pe bani. Și aici este. Asta vrea acest personaj. Că sunteți voi că iau cineva? Vi citesc cărțile. 9 de cupe în viitor. Ce să mai fie? E frumos 9 de cupe. Hai să vedem, nu? Pe împărat. Că deja mă lungesc foarte mult cu etalarea. Pe împărat. Clarificăm împăratul. Nouă și cu 1 10. Probabil acest personaj, pe lângă faptul că va învăța să se iubească, să se respecte, va atrage în momentul în care va merge, va atrage, cum am zis mai devreme, perechea, o pereche potrivită, colaboratori potriviți, se va manifesta. Interesant. Împăratul a fost clarificat de aceste cărți invers. Împăratul este cel care stă în calea manifestării celuilalt. Stop cadru. Cine comentează, să comenteze. Împăratul este cel care controlează. Vrea să controleze energia. Vrea să țină pe loc. Doi de spade. Am vorbit despre doi de spade mai devreme. Acest personaj care vrea să-și urmeze intuiția, inima, da? Vrea să țină pe loc și să nu ia de la zero. Stop cadru. Puterea la capătul setului de cărți? Din dorința de a avea putere. Din dorința de a avea putere. Da. Ce să se întâmple? Se întâmplă. 7 de putere. Sunt multe. Marea preoteasă magiciană. Împărăteasa, regina de monede. Wow. Păi, cu cine? Fantastic. Am niște fiori. Deci este o dragoste, un suflet pereche pentru cine citesc. M-am fibor. Probabil cineva și-a găsit flacăra geamănă sau sufletul pereche. Dreptul omului la dragoste. Dar în această familie din care vine, are multe lupte de dat. Ia uitați. Deci au venit cei doi, da? Dar va reuși. Pentru că, repet, cine trebuie să iubească și își dorește dragostea adevărată, va fi ajutat de Dumnezeu și de alte forțe. Deci acest personaj care trebuie să învețe să pună granițe, să se apere, să facă ce am zis mai devreme, trebuie cu cine trebuie să se lupte? Ia uite asta, cine a fost clarificat? Cu împărăteasa, eventual ori cu mama, ori cu soția, ori și cu mama și cu soția, hai să zicem. Magicianul și Marea Preoteasă. Cu cineva care practică. Ori două persoane care practică. Da. Chestii. Care practică chestii. Da? Ca să rămână alături. Sau ca să, da, ca să aibă controlul.
Mama, soție, mama copiilor, soție. Ar putea să fie și mătușa, regina de monede. Rude, da, rude. 10 de monede, regina de monede. Da, eu așa văd cărțile. Pentru că nu degeaba a apărut diavolul. Ego cuiva. Dar ce-a mai apărut? Lumea. Se va încheia această lume. Și se va manifesta, iau-te, eremitul. Cine trebuie să treacă prin această lume plină de umbre, de pericol, de pericole și de obstacole, va trece pentru că face parte din destinul său să-și găsească dragostea, mai să-și găsească libertate. Repet. Eu am citit cărți. La capătul setului de cărți, patru de spade, cineva suferă. Pentru că ori și-a rănit, iubirea, într-un fel sau altul, sau trebuie să o amâne din aceste motive. Sfat pentru lei. Release your blocks. E pentru lei. Da? Let your fears dissolve. Da? Renunță la blocaje. Am vorbit de blocaje, toată etalarea. Renunță, da, sau dizolvă-ți. Sau lasă-ți. Interesant că apare semn, da, scorpion, rac, chestii care țin de emoții, da? Dizolvă-ți fricile. Că și atașamentul și dorința de a controla vin tot din frică. Și? Ia uitați, dragii mei, lăsați trecutul în urmă. Lăsați trecutul în urmă. Ta-na-na-na-na. Succes celor care vor să se elibereze de acest mediu. Sunteți sau nu sunteți lei, poate sunteți doar cu lună, poate sunteți doar cu ascendent, poate sunteți doar cu Venus, sau poate, eu știu, da. Cineva vrea să vină spre voi și trebuie să treacă prin toate aceste lucruri. Că știți că etalările pot să fie și în oglindă. Cineva vrea să vină spre voi și trebuie să treacă prin toate aceste lucruri. Sau cineva vrea să plece ca să-și găsească libertatea, dragostea și dreptul omului. În fine, voi știți care sunteți și unde sunteți. Sper că v-a fost cu folos. Nu știu cât a fost de plăcut, că pentru mine n-a fost plăcut, sincer. Dar sper că a fost cu folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau. Numai bine, vă pup!